Bună, mă numesc Raul Vidican și astăzi îți voi arăta cum să pregătești o rețetă simplă de bame în aluat tempura și o maioneză picantă. Vom începe prin a pregăti maioneza noastră picantă, o rețetă foarte ușoară și foarte bună. Vom începe prin a curăța 2-3 căței de usturoi. Vom pune puțină sare, lapte. Vom începe să blendăm și după care vom adăuga ulei treptat. Maioneza noastră este gata și o vom aromatiza puțin. Vom adăuga puțin piper, puțin sriracha. Este un sos foarte picant pe care îl folosesc în multe rețete pentru a condimenta sau chiar a da un gust sau o savoare mult mai aromată multor preparate. Vom folosi foarte puțin deoarece este foarte picantă și aromatizată. Vom pune maioneza într-un bol și o vom pune la rece pentru a-și păstra aromele mai bine. Vom pregăti aluatul de tempura, care este foarte ușor. Dacă nu găsiți de cumpărat, o să vă arăt cum îl puteți face acasă. De ce o să aveți nevoie? Făină, 2-3 linguri de amidon, gheață și, desigur, apă, pentru a face un aluat care are consistența unui aluat de clătite. Punem 3 linguri de făină, 2 linguri de amidon și puțină gheață. De ce avem nevoie de gheață? Pentru a face un aluat foarte rece, care o să ne ajute foarte mult să păstreze legumele sau ce prăjim în aluatul nostru și să nu absorbă foarte mult ulei. Așa cum vă ziceam, aluatul trebuie să aibă o textură foarte groasă ca de clătite, pe care îl vom aromatiza cu sare și piper. Acum vom începe prin a pregăti bamele. Le vom pune într-un castron ca să le dăm un gust, o să le dăm un puțin sare și piper, după care le vom tăvăli, să zicem așa, în aluatul nostru de tempura, după care o să le prăjim. Vom condimenta bamele cu sare și piper. Știu că soția mea le folosea foarte mult când alăpta și era însărcinată, am înțeles că sunt foarte benefice pentru treaba asta. Reduce riscul de cancer foarte mult. O să vedeți, nu au un gust foarte aromat, de aceea va trebui să veniți dumneavoastră cu o aromă interesantă lângă ele. Ele au un gust destul de subtil. Le-am condimentat și vom începe să le prăjim. Vom începe prin a pune uleiul la încins. Nu avem nevoie de o temperatură foarte ridicată. Iar acum vom pune bamele noastre în aluat, după care vom începe să le prăjim. Amestecăm bamele pentru că vrem ca aluatul nostru să fie pe toate părțile bamelor, după care începem să le prăjim. Putem să verificăm dacă uleiul este încis prin a pune puțin aluat în ulei, iar când acesta începe să sfârie, este gata. Vom începe să prăjim bamele. Vom scoate bamele pe un șervețel pentru a absorbi excesul de ulei. Vom adăuga bamele într-un bol pentru a le condimenta. Vom folosi sare, piper, iar pentru un gust intens voi folosi de la Cotani un chili cu sare de mare pentru o aromă și puțin picantă, dar și ușor afumată, pentru că are un pic gust de afumat. Și vom pune puțină boia. Vom începe prin a monta farfuria noastră. Vom lua o bucată de hârtie pe care o mototolim să-i dăm o formă uzată, să zicem. După care vom pune bamele, maioneza. O să decorăm puțin farfuria ca să arate mai bine. Vom pune puțină lămâie pentru a putea stropi bamele, a le da o aromă ușor fresh. Și o să o decorăm puțin cu niște microplante. Ce îmi place mie să folosesc foarte mult, acest măcriș roșu, care este și foarte aromat și merge foarte bine cu preparatul nostru. Poate n-ați încercat niciodată sau nici n-ați auzit de bame, dar vă invit să le încercați, sunt foarte bune, foarte aromate și promit eu că o să vă placă foarte mult. Geniale!